Bună seara, doamnelor, domnilor! Începe principalul jurnal al zilei aici la TV Sud. Sunt Iulia Blondea. Haideți să urmărim principalele titluri ale ediției. Mai mulți igojeni au dat viața de oraș pe viața de la țară. Imagini imediat în jurnal. Municipalitatea continuă să lupte cu ciorile din Parcul Central din Târgu Jiu. Demisii în lanț în Aur Gorj. De ce au luat această decizie, vă spunem imediat la știri. Doamnelor, domnilor, începem jurnalul cu o informație de ultimă oră. Fostul președinte al Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, a fost reținut astăzi pentru 24 de ore. Ion Călinoiu a fost citat de procurori în cadrul unui dosar penal care vizează fapte pe care fostul președinte al Consiliului Județean le-ar fi săvârșit în urmă cu mai mulți ani. Având în vedere că în urmă cu 6 ani Ion Călinoiu și-a încheiat ultimul mandat de președinte al Consiliului Județean, putem deduce că faptele s-au petrecut, iată, în urmă cu mai bine de 6 ani. Așa cum vă spuneam, el a fost citat astăzi de procurori. S-a prezentat în fața lor, a dat declarații în cadrul unui dosar penal. Potrivit informațiilor pe care le deținem până în aceste momente, Ion Călinoiu ar fi acuzat de săvârșirea mai multor infracțiuni, concret în perioada în care era președinte al Consiliului Județean Gorj. Acesta ar fi semnat pentru atribuirea unor contracte fictive de întreținere de drumuri, dar și contracte de dezăpezire care nu ar fi fost făcute așa cum ar fi trebuit de firmele care au primit, iată, contractul în urma unei licitații și care au depus la respectivele licitații documente care atestau, spre exemplu, utilaje care în realitate erau fictive și nu existau. Revenim pe parcursul acestei zile, dar și pe site-ul nostru tvsud.ro cu toate informațiile despre acest subiect, pentru că, iată, vorbim despre informația zilei. Dacă vreți, Ion Călinoiu, fostul președinte al Consiliului Județean, reținut pentru 24 de ore. Urmează să vedem ce se va întâmpla, pentru că astăzi Ion Călinoiu își va petrece noaptea după gratii, va sta în spatele gratilor în această seară, iar mâine va fi scos din arest, va fi dus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Atenție, și este posibil ca fostul președinte al Consiliului Județean Gorj, în prezent consilier județean PSD, să rămână în arestul preventiv. Contează foarte mult gravitatea faptelor de care este acuzat fostul președinte. Așa cum vă spuneam, rămâneți alături de TV Sud, pentru că vom reveni pe parcursul zilei cu detalii despre acest subiect și mai mult decât atât, pe site-ul nostru tvsud.ro veți afla informații minut de minut cu ce se întâmplă și practic despre această știre a zilei, pentru că știm foarte bine, Ion Călinoiu a avut mai multe mandate de președinte al Consiliului Județean, a fost lider al Partidului Social Democrat și totodată a avut și mandate de vicepreședinte al Consiliului Județean și, cum vă spuneam, faptele de care este suspectat, de care este acuzat de procurori în aceste momente s-au petrecut în urmă cu mai bine de 6 ani. Informația momentului, doamnelor, domnilor, Ion Călinoiu a ajuns după gratii, va petrece această noapte în arestul IPJ Gorj, iar mâine va ajunge în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Rămâneți alături de TV Sud, veți afla de aici toate informațiile. Continuăm acum jurnalul și vă spunem că autoritățile din Târgu Jiu se află din nou în război cu ciorile din parcul în care se află operele lui Brâncuș. Municipalitatea a început o acțiune de distrugere a cuiburilor. Turiștii și trecătorii s-au plâns frecvent de neplăcerile cauzate de prezența ciorilor. Au fost luate mai multe măsuri, însă niciuna nu a funcționat. Legislația protejează aceste păsări, iar reprezentanții primăriei caută tot felul de soluții pentru a scăpa de înaripatele gălăgioase. Municipalitatea a cumpărat și un sistem care scoate un sunet deranjant pentru zburătoare, însă degeaba, păsările nu pot fi alungate din Parcul Central.
Zarva și mizeria provocate de ciorile dau mari bătăi de cap autorităților locale. Păsările sunt foarte active în această perioadă și îi deranjează pe locuitorii orașului chiar și noaptea. După mai multe sesizări, municipalitatea a început o acțiune de distrugere a cuiburilor. Din păcate, în momentul de față, din ceea ce știu eu, niciunul dintre edilii din țară n-a reușit să câștige acest război. Sper să fiu eu primul cel care va câștiga războiul cu ciorile, măcar din Parcul Central, că de pe raza municipiului Târgu Jiu este aproape imposibil să spun că vom elimina vreodată ciorile definitiv. Și alocați toate resursele necesare? Resursele nu sunt foarte, foarte mari, pentru că întotdeauna am avut sprijinul societății edilitare care administrează domeniul public al municipiului Târgu Jiu și reprezentanții ISU Gorj atunci când le-am solicitat sprijinul. Soluțiile de acolo au venit, noi încercăm să facem tot ce depinde de noi ca să putem rezolva această problemă. Cu ajutorul unei auto speciale din cadrul ISU Gorj, salvatorii au devenit inamicii ciorilor. Localnicii sunt disperați de mizeria pe care o lasă în aripatele în urma lor. Spun că nu pot merge prin parcă, oricând se pot alege cu o pată pe haine. Mă deranjează că fac pe mine ciorile astea. Cum să nu mă deranjeze? Autoritățile încearcă să scape de ele. Cum mi se pare acțiunea asta de a demola cuiburile, de a ați văzut, au adus lasele? Păi toată nu vedeți că fac pe noi toată ziua. Eu trei șopi în parc și ele fac pe mine. Păi cum să-mi combină? Nu-mi combine. Să dea ele jos, să duc în altă parte pe râuri, pe ape, pe... Mizeria provocată de ciorile dă mari bătăi de cap și angajaților de la edilitara, care în fiecare dimineață trebuie să curețe băncile din Parcul Central. Fac mizerie, fac. Ce trebuie să faci în curățenie ca să bucure lumea și să stăpă o bancă, că să nu-i teapă mizerie. În fiecare zi faci ce fac. Da? În fiecare zi. Autoritățile locale au apelat la mai multe variante pentru îndepărtarea păsărilor, însă fără rezultate. Metoda clasică pe care am folosit-o și în anii trecuți. De aceea vă și spuneam că am venit suplimentar și cu cele două soluții, cu sunete și cu raze, pentru a putea vedea exact cât de eficiente sunt și acele soluții. Încercăm să îndepărtăm cât mai mult. E clar, așa cum am mai și spus, ciorile sunt păsări extrem de inteligente. Și de foarte multe ori, indiferent de ce metodă am aplica, reacționează prima dată pozitiv, în sensul că se îndepărtează de locurile unde punem în valoare aceste soluții, iar ulterior am constatat că o parte dintre ele se întorc în aceste zone. Cheltuielile sunt mari și cu întreținerea curățeniei din parc. Mai mult, munca angajaților de la edilitara este în zadar, pentru că ciorile murdăresc aleile și băncile imediat. Da, cheltuielile sunt destul de mari pentru că noi spălăm, întreținem, măturăm în fiecare zi, inclusiv în zilele de weekend, alocând resursă umană în jur de 8, 10, 12 oameni în funcție de ce găsim în ziua respectivă. Mai alocăm și autospeciale de spălat, autospeciale pentru îndepărtarea cuiburilor, pus, mături, perii, motocultor, motojetieră, bazine și așa mai departe. Timpul alocat este destul de mare și, într-adevăr, se ridică și costurile, care sunt considerabile. Cu acești bani s-ar putea face altceva în folosul comunității, ceva mult mai benefic. Ceea ce facem noi zi de zi nu prea se vede, pentru că în 24 de ore mizeria respectivă este la loc, ciorile stând în permanență aici și umplând aleile și spațiile și bănci și coșuri și așa mai departe cu excrementele lor. Este un inconvenient pentru cetățean, într-adevăr, datorită acestui găinaț care miroase și este destul de neplăcut să conviețuim cu aceste păsări zi de zi care poluează foarte mult din punctul acesta de vedere. Nu este pentru prima dată când municipalitatea încearcă să scape de aceste ciori prin metoda distrugerii cuiburilor. A crescut numărul familiilor care au lăsat agitația orașului pentru relaxarea de la țară. De la an la an, tot mai multe cupluri aleg să se mute la sat. Pentru că apartamentele nu le oferă spațiu, iar aglomerația din orașele dă mai mari bătăi de cap, mai multe persoane aleg să investească în imobiliarele situate în mediul rural. Așa se face că în județul Gorj, casele la țară se vând ca pâinea caldă, deși prețurile nu sunt tocmai mici.
Tot mai mulți gorjeni aleg să plece din orașe și să se mute în case cochete din zonele rurale. Tendința a fost accentuată în timpul pandemiei, atunci când am fost nevoiți să rămânem în case din cauza restricțiilor. Este și cazul Lidiei, care a luat decizia de a-și căuta o casă la sat. Spațiul din apartamentul de 3 camere din Motru devenise prea mic pentru familie. Da, este adevărat, venim de la oraș. Primul și primul rând ne-am dorit o viață mai liberă pentru copiii noștri, aer curat, o curte. Venim de la un apartament cu 3 camere, unde, și având și 2 copii micuți, deja spațiul devenea destul de limitat. Așa că am ales acest sat și l-am ales în mod special pentru că are un nume bun. Am avut și experiență, pentru că și părinții sunt tot de la sat, așa că cumva suntem obișnuiți cu mediul rural și a fost chiar o decizie foarte, foarte bună pentru noi și pentru copii, mai de altfel. Cei care s-au mutat la țară spun că mănâncă mai sănătos, pentru că pot lua din propria grădină atât legume cât și fructe. Da, da, cultivăm și legume, în mod special pentru familie, sănătoase, și de asemenea am început un proiect cu flori. Cultivăm flori la ghivece, am și început, de asemenea o cultură de căpșune, de zmeură pe viitor și pomi fructiferi. Un alt motiv care a împins o familie la țară este posibilitatea creșterii de păsări și animale. Avem rățiuște, avem dincolo găini, cocoși, puișori mici, i-am luat de o zi, au mai crescut. Mâine au 2 săptămâni. Suntem mulțumiți că suntem la aer liber, mai ales că a fost pandemia. Și ne-a ajutat foarte mult. Soțul s-a accidentat cu 25 de ani, face pe 7 mai la mina lui Poaia și îi este foarte bine aici, pentru că i-am făcut rampă unde să coboare, să stea la aer liber. Am cumpărat puișori, am luat rățuște, avem un cățel, suntem liniștiți, mai liberi. Păcat că n-am făcut gestul ăsta mai demult. Oamenii care s-au mutat la sat spun că au redus și cheltuielile cu alimentele. Nu este bine, pentru că noi de când am venit aici din primul an am pus de toate în grădină, avem o grădină nu nemaipomenită, dar cât pot și eu și cât mă pricep la... Am venit cam târziu la țară, așa, nu că aș fi nu știu ce orășeancă, dar am lucrat și n-am avut timp ca să mă... Am ajutat doar socrii când au mai fost și ei cu probleme de agricultură, dar ne-am pus de toate, și usturoi, și ceapă, și ridic, și sfeclă roșie, și pătrunjel, și păstârnac, și cartofi. Tot ce se poate pune la țară, în pământ, și cât pot și eu să mai muncesc. Cererea achiziționării unui imobil în mediul rural a crescut considerabil, iar asta a făcut ca și prețurile caselor să fie mai mari. Da, e adevărat, în ultimii 10-15 ani, cel puțin 30-40 de familii și-au cumpărat locuințe sau terenuri și și-au construit case noi. Putem spune că se vând casele ca pâinea caldă aici, nu? Da, suntem aproape de orașul Motru și am făcut și câteva investiții, să zicem, în localitate, la ora actuală fiind o comună atractivă pentru cetățenii din municipiul Motru sau de prin zonele învecinate. Da, s-au scumpit în ultimii ani foarte mult un plaț de casă, cum spunem noi, ajunge în Lupoaia, în zona Lupoaia, chiar la 20.000 de euro, vorbind de o suprafață de 10-15 ari. Nu este singura localitate din județul Gorj unde oamenii fug de la orașe. Deși prețul caselor atinge pe cel al apartamentelor, gorjenii preferă liniștea și aerul curat de la sat. Demisii în bloc la Aul Gorj, mai mulți membri au decis să părăsească formațiunea politică. 10 de președinți, vicepreședinți, secretari, dar și simpli membri au ales să plece din organizație. Nemulțumirile acestora sunt legate de excluderea lui Nicu Fâciu din Aur, omul care a pus umărul la fondarea filialei din Gorj. Până acum, peste 100 de persoane au plecat din Aur în semn de solidaritate față de fostul lider de la Gorj, Nicu Fâciu, și potrivit acestuia va mai urma un val de demisii.
Demisionarii provin din mai multe organizații AUR din județul Gorj. Chiar seara trecută, 10 de membri și-au dat demisiile. Spre exemplu, Veronica Brânzan s-a înscris în AUR încă de la început, iar acum părăsește dezamăgit organizația în care susține că a pus suflet și a muncit. Am decis pentru că, în primul rând, nu se mai putea, pentru că am fost dezamăgită total de ce s-a întâmplat, de situația respectivă, pentru că am fost de la început, de când nu era înființat partidul, am fost inclusiv și voluntar pentru semnături. Vă dați cu seama, am fost cu domnul Nicu Fâciu, ne-am luptat, am fost o mână de oameni, să vă spun 10 persoane, care am luat din comună în comună, am luat din oraș, ne-am luptat, nu am vrut ceva pentru noi personal, exact și domnul Nicu Fâciu. Asta a fost situația, sunt dezamăgită total, pentru că ne aflăm în situația asta care nu îmi convine absolut deloc, dar nu avem ce face. Asta e situația. Sunt pentru că am fost de la început, vă spun sincer, l-am cunoscut pe domnul Nicu de primul moment de când am început să începem campania și sunt alături tot timpul, pentru că e și normal, de la început și până la sfârșit. Dezamăgire vedem și pe fața președintelui AUR din comuna Săcelu. Gicu Păsărin a plecat și el din partid cu un gust amar. Când m-am înscris în această organizație, ca și președinte la comună la mine, am crezut că este seriozitate și este ceea ce exprimă președintele acestui partid. Dar de fapt nu este așa. Exprimă cu totul altceva, adică exprimă seriozitate și de fapt nu este așa, nu este serios. Nicu Fuciu, fondatorul organizației de la Gorj, anunță că vor mai urma și alte demisii. Sunt oameni care au crezut în mesajul lui George Simion, dar din păcate este omul care a zămăgit foarte mult adevărații patrioți, pentru că el a venit cu mesajul pe această linie de patriotism. Oamenii și-au dorit cu adevărat o schimbare. Sunt oameni care m-au susținut în campania electorală, care au alergat cu mine și, din păcate, se pare că ceea ce ne-a spus George Simion au fost doar minciuni. Este a doua tură de demisii, vor mai urma și altele. Județul Gorj este un județ care este foarte dezamăgit în ceea ce privește Partidul AUR. Noi am muncit cu toții umăr la umăr și am format o filială foarte, foarte puternică. Din păcate, munca noastră a ales George Simion să își bată joc de ea, să își bată joc de toți oamenii care au crezut în el, nu doar la nivel de județ, ci și la nivel de țară, chiar la nivel de diaspora. Sunt foarte mulți oameni care sunt dezamăgiți și s-au retras de lângă George Simion. Este păcat, pentru că foarte mulți oameni au crezut în acest partid. Vreau să vă spun că, din păcate, partidul este foarte ok, adică pilonii, doctrina acestui partid, dar din păcate, conducerea care este acum lasă de dorit. Cei care și-au dat demisiile rămân pe margine în ceea ce privește aderarea la un alt partid politic, deși oferte sunt multe, susțin demisionarii. Vreau să vă spun că oferte sunt de la toate partidele, dar din păcate eu cred că toate partidele trebuie să facă o altă politică pentru țara asta și să fie o politică pentru interesul cetățeanului și în slujba poporului. Noi asta ne dorim, cu adevărat o schimbare pentru țară. Din păcate, noi de 32 de ani n-am avut decât partide care să mintă și să atragă un electorat, după care să dezamăgească. Deocamdată nu sunt hotărât, deși mi s-a propus aproape de la toate partidele, dar mai aștept, pentru că s-ar putea să avem un nou proiect, nu știu, deocamdată nu sunt hotărât. După excluderea lui Nicu Fuciu, organizația de la Gorj nu mai are lider numit de la centru la nivelul județului nostru. George Simion a pierdut peste 100 de oameni și va mai urma alt val de demisii potrivit fostului coordonator al organizației județene. Vizita ministrului economiei în județul Gorj este de bun augur, o spune prefectul de Gorj, Marcel Iacobescu, care susține că problemele de la uzina mecanică Sadu vor fi rezolvate. Retehnologizarea fabricii de armament de la Bumbejiu va fi deblocată, iar societatea va fi modernizată.
Fabrica de armament de la Bumbești-Jiu va fi retehnologizată. După ce Florin Spătaru, ministrul economiei, a vizitat uzina, prefectul de Gorj este convins că banii primiți de la guvern pentru modernizare vor putea fi folosiți. După retehnologizare, salariile angajaților vor fi mai mari, iar salariații uzinei de armament vor lucra în condiții mai bune, susține Iacobescu. Sunt convins că în urma vizitei domnul ministru și-a făcut o imagine clară a ceea ce se întâmplă la uzina mecanică Sadu, dar o imagine clară cu tot ceea ce este în uzină, mai ales că a vizitat uzina și va debloca sau va contribui cumva la deblocarea situației. Dumnealui a fost însoțit și de doamna secretar de stat care răspunde de industria de apărare. Au fost câteva discuții aplicate exact pe ceea ce se întâmplă în uzină, pe nevoia de tehnologizare și de achiziții de anumite linii de producție specifice producției uzinei. Sperăm că mai departe va fi bine pentru uzină. Uzina mecanică Sadu are de 3 ani în conturi circa 10 milioane de euro pentru retehnologizare, însă nu a putut cheltui acești bani pentru că nimeni nu s-a prezentat la licitație. Percheziții de amploare în cadrul unui dosar penal pentru trafic internațional de arme, droguri și valută falsă. Perchezițiile au avut loc în 3 județe, între care și Dolj. Gruparea vizată de descinderi cumpăra arme din Bulgaria și le revindea altor grupări de motocicliști din Suedia. Perchezițiile au avut loc pe raza județelor Dolj, Caraș și Severin și Dolj. Au fost vizate 3 grupări. Referitor la activitatea grupului infracțional organizat implicat în traficul internațional de arme și muniții, potrivit DICOT s-a stabilit că acesta acționa pe ruta Bulgaria-România-Suedia, dezvoltându-se ca urmare a cererii venite din partea unor cetățenii români stabiliți în Suedia. Pe parcursul cercetărilor au fost interceptate mai multe transporturi, fiind confiscate 3 arme scurte tip pistol modificate pentru tragere cu muniție letală și peste 600 de cartușe cu glonț. Grupul infracțional organizat implicat în activități din sfera falsului de monedă avea ca obiect plasarea de monedă din cupiura de 50 de euro pe raza județului Caraș-Severin. Din datele obținute rezultă că moneda contrafăcută provenea din Bulgaria, iar pentru plasarea acesteia, membrii palierului intermediar au recrutat diferite persoane, săgeți, pe care le transportau la societăți comerciale în vederea plasării efective a bancnotelor. În ceea ce privește grupul infracțional organizat implicat în traficul de droguri de risc, cannabis și de mare risc, cocaină, s-a stabilit faptul că drogurile proveneau din țări din vestul Europei, în special Spania, de la mai multe surse de aprovizionare și erau distribuite pe raza mai multor localități din județele Caraș-Severin și Timiș. Pe parcursul cercetărilor au fost confiscate peste 5 kg de cannabis și mai multe doze de cocaină. Perchezițiile au avut loc la 21 de locații, între care și locuința unui medic stomatolog din Caransebeș. 30 de persoane au fost săltate de mascați și duse la audiere. Zeci de kilograme de droguri au fost descoperite de polițiștii de frontieră din Calafat. Cantitatea de aproape 40 de kilograme de opiu a fost găsită ascunsă în 2 grătare metalice. Polițiștii au confiscat întreaga cantitate de droguri. Șoferul, un cetățean turc, transporta conform documentelor de însoțire pește încărcat din Turcia pentru societăți din Franța și Italia. El a fost audiat de poliție și reținut pentru 24 de ore. Dacă ar fi fost comercializate pe Piața Neagră, drogurile Alvaro, atenție, aproximativ 600.000 de euro. Polițiștii de frontieră de la punctul de trecere Calafat au descoperit ascunse în 2 grătare metalice dintr-un camion peste 38 de kilograme de opiu. În urma controlului efectuat în camionul condus de un cetățean turc de 53 de ani, polițiștii de frontieră au descoperit ascunse în lăzile de depozitare ale remorcii 480 de pachete de țigări care aveau aplicate timbre fiscale de Turcia. De asemenea, pe șasiul remorcii, în compartimentul pentru depozitare au fost descoperite 2 grătare din metal. Acestea erau prevăzute cu câte un spațiu de colectare închis ermetic prin sudare. Existând suspiciunea că în acele spații s-ar putea afla bunuri interzise, polițiștii de frontieră au procedat la desfacerea acestora. Astfel s-a constatat faptul că fiecare cutie conține câte un pachet acoperit în material din plumb, în interiorul căruia se afla o substanță solidă de culoare maronie, posibil opiu, în cantitate totală de 38,6 kg. Dacă ar fi fost comercializată
utilizate pe piața neagră, drogurile, ar valora aproximativ 600.000 de euro, susțin polițiștii. Substanța va fi trimisă spre expertiză la laboratorul de analiză și profil al drogurilor din cadrul IGPR. Cercetările sunt continuate de procurorii DICOT pentru trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc. Șoferul turc a fost reținut pentru 24 de ore, acesta urmând să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Doamnelor, domnilor, urmează acum o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți însă alături de noi pentru că revenim imediat, evident, cu noi informații. Produse de optică medicală și accesorii, consultații de specialitate, rame moderne la cele mai mici prețuri, totul într-un ambient plăcut. Consilierea personalizată, comunicarea activă cu fiecare client și interesul pentru nevoile sale sunt doar câteva din elementele de diferențiere ce stau la baza conceptului Giovanna Optic Lens. Ne găsiți în Târgu Jiu și Rovinari. Poate că timpul trece, dar unele lucruri rămân mereu neschimbate. Stihl, proiectat să dureze. Acum ai motofereastrăul MS-231 la prețul recomandat de 1550 de lei, TVA inclus. În plus, primești gratuit 10 litri de ulei Forest Plus. Ofertă valabilă până la 30 noiembrie în limita stocului disponibil. Pentru mai multe modele și oferte speciale de toamnă, planuri de vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino în magazinele Eurosport. Din Târgu Jiu, Târgu Cărbunești, Motru și Nova, Drobeta, Turnu Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Artego S.A. este prezent pe piață de peste 4 decenii și este lider autohton și european în producția articolelor de cauciuc. Peste 100 de tipuri de benzi transportoare și 150 de variante de plăci tehnice și covoare produse într-o singură fabrică, Artego. ...65 de brevete proprii, numeroase premii naționale și internaționale de excelență pentru calitate și tehnologie fac din Artego partenerul la care veți găsi soluții pentru toate nevoile afacerii dumneavoastră. Artego S.A. Prețuri minime, calitate maximă. Hotel Dacian a situat pe malul Jiului la 200 de metri de parcul central Târgu Jiu și operele lui Brâncuș, la 500 de metri de centrul orașului. Vă oferă servicii de cazare individuală sau grupuri la cele mai convenabile prețuri și în condiții de confort sporit. La noi găsiți 15 camere single, double, triple și apartamente recent renovate, dotate cu aer condiționat, frigider, televizor și baie individuală. Oaspeții motelului Dacian au acces la internet și parcare gratuită, iar mesele se servesc în restaurantul propriu. De asemenea, Dacian beneficiază și de o sală de evenimente cu o capacitate de 500 de locuri și sală de conferințe. Din luna iunie 2021 organizăm evenimente deosebite, nunți, cununii civile, botezuri și majorate. Detalii la numărul de telefon 0727 887 581. Motel Dasiana, strada Jiului numărul 4 din Târgu Jiu. Vă așteptăm cu drag! Și suntem din nou în direct, doamnelor, domnilor, urmăriți acum grupajul de știri pe scurt.
Moartea face ravagii în complexul energetic Oltenia. Încă un salariat și-a pierdut viața, fiind al 21-lea deces înregistrat de la începutul anului 2022 și până în prezent. Este vorba despre un angajat al complexului energetic Oltenia de 52 de ani care lucra ca electrician la cariera Tismana 2. L-a făcut infarct după ce a ajuns acasă de la serviciu. Răducanu Alexandru lucra de 34 de ani în cadrul complexului energetic Oltenia. Revoltații sindicaliști au transmis că este vorba despre cel de-al 21-lea salariat al complexului energetic Oltenia, care lucra în producție și care a murit după 34 de ani de muncă fără să beneficieze nici măcar de o zi de pensie. Sindicaliștii din Colosul Energetic le cer guvernanților să pună în aplicare legea privind reducerea vârstei de pensionare pentru ca salariații bolnavi să poată ieși la pensie. Amenzile pentru cei care nu au completat formularul digital prin care se putea intra în România în pandemie au fost anulate. Decizia a fost luată în plenul Senatului prin adoptarea în unanimitate a unei propuneri legislative inițiate de un grup de parlamentari PSD. Amenzile care au fost achitate parțial sau în totalitate de către debitori se restituie acestora la cerere, în termen de 40 de zile de la data formulării cererii. Amenzile neachitate de către debitori până la data intrării în vigoare a prezentei legi se anulează. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanțelor Publice stabilește procedura de restituire către persoanele sancționate a sumelor reprezentând valoarea amenzilor contravenționale achitate. Mii de români au primit amenzi după ce s-au întors din străinătate fără a avea formularul, fie din lipsă de informare, fie pentru că nu au știut cum să acceseze platforma sau pentru că datele lor nu au ajuns la DSP din cauza unor erori tehnice. Cabinetul de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din ambulatoriul integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu și-a mărit programul începând cu 11 aprilie 2022. Astfel, noul program al acestui cabinet, care se numără printre cele mai căutate din ambulatoriu, este de luni până vineri, în intervalul orar 7-17:30. Datorită noului program de lucru, în fiecare zi pot beneficia de consultă 42 de bolnavi de diabet zaharat din județul Gorj. Atât la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, cât și la nivelul județului, numărul de cazuri noi de diabet zaharat a crescut în ultimii ani. Astfel, la cabinetul de diabet zaharat din cadrul ambulatorului spitalului au fost 744 de consultații în luna octombrie anului trecut, 713 consultații în luna septembrie anului trecut, iar în decembrie 2021, 481 de consultații. În cursul anului 2021, 7668 de pacienți au beneficiat de consultă la cabinetul de diabet zaharat din policlinică Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Din păcate, printre acești pacienți se numără și copii. Anul acesta, peste 2250 de pacienți au beneficiat de serviciile acestui cabinet, martie fiind luna în care s-au prezentat cei mai mulți bolnavi, 739. Doamnelor, domnilor, principalul jurnal al zilei a ajuns la final. Eu mi-a urmat de la dumneavoastră, rămâneți însă alături de TV Sud. Și nu uitați, știrile continuă și pe site-ul nostru tvsud.ro. Așadar, stați cu noi! Găsi, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, invitat în